Salutare tuturor, sunt Rafael și bine ați venit la primul episod din Breazla Haiducilor. Da. Se pare că am fost și eu acceptat în Breazlă, până la urmă. Și pentru că acesta este primul episod, Nenea Sky o să ne prezinte serverul, o să ne prezinte casele tuturor, spawn-ul și toate chestiile de genul ăsta. Nu știu dacă e cineva după aici care nu știe ce e Breazla Haiducilor, probabil toți știți, dar Breazla Haiducilor este pur și simplu un server de survival în care joacă mai multă lume la un loc. Seria asta este pentru mine o serie simplă de survival, vechii mei abonați deja știu că am mai avut una, dar care n-a ținut foarte mult. Asta o să țină ceva mai mult. Nu știu cât de des o să apară episoadele din Breazla Haiducilor, pentru că am destul de multe serii deschise, dar poate odată la 2-3 zile, ceva de genul acesta, văd cum organizez și toate cele. Cam atât am vrut să vă spun și acum haideți să trecem la Breazla. Uite aici spawn, da? Vai de mama noastră. Bun, dragii mei, acum dacă tot am terminat și aveam de făcut pe acolo în bază la noi, uite că avem un nou haiduc pe server, nenea Rafaela. Bună seara sau ziua sau mă rog. Știi ce mă frapează pe mine la tine? Entuziasmul tău. Deci, de fiecare dată când te întâlnesc și de fiecare dată când vorbești, deci ești atât de fericit că trăiești. Nu știu. Da, bună seara. Ei, nu te lua de mine. Nu pot să nu mai iau. Așa Da, sunt dragilor, eu. deci uitați-l, este alive, este viu, este Viu. alături de noi și este un urs. Ești un urs, nu? De fapt, un Ciubaca. Asta am înțeles, ești un Ciubaca. Bun, din moment ce este, bine, nu este chiar prima dată când apari pe server, pe aici ai mai Da. fost în ultimele zile, dar am zis dacă tot e primul videoclip să facem un tur. Da. Turuleț. Bă, ești nebun, stai că asta nu văzusem. Hai că ajungem și acolo, lasă că ajungem și acolo. Bun, Bine. deci dealul ăsta este spawn-ul. Ideea generală a spawn-ului este să-ți iei resursele de început, inițiale, ce ai tu nevoie. O ducem cam prost cu pietruiala, pentru că na. Trebuie să fie vreo construcție aici sau ce? Băi, dacă vrei tu să faci o căsuță și să-mi faci frumos așa o mini căsuță cu niște, nu știu, ăștia să vină grădinile. Chiar te rog, eu nu am apucat, am făcut cât de repede am putut și după aia m-am dus să-mi găsesc și eu o căsuță. Deci asta e făcută de tine pe aici? Da, sunt făcute cât de mine de aici. Astea cu cărțile și masa sunt donate de către Ganicus și cu Marian. Portalurile le-am sincronizat. În momentul de față ăsta duce la cel din Nether, de la Nether Hub. Așa, acolo niște trestii de zahăr. Chestii de bază ca să încep, știi? Niște copăcei dintre ăștia. Da, două furnale, crafting table. Te mai descurci și tu, uite, ai pe aici. Că veni vorba, stai să-ți dau. Că am adus de la mine, deci în primul rând o să-ți facem rost la un moment dat de un cal. Căluț. Așa, în al doilea rând, ia că o să ai nevoie, sper că... Așa merge. Avea și Așa. cartof, dar merge. Și un steag de piatră ca să ai pe acolo, lemn, am uitat să te aduc E lemn. aici, nu, e aici. E aici? Da. Perfect, o să fur eu aurul ăsta, că și așa nu cred că îl folosește nimeni. Se mai poate fura ceva de pe aici? Nu știu dacă se mai poate fura. Nu. Se stai gunoi, să înțeleg? Ăla e coșul de gunoi, da. Ce-mi place că de fiecare dată trebuie să le spun oamenilor ce e. Mor. Așa, pe aici nu mai știu ce e prin cuferele astea. Diferite tâmpenii. Ia uite, pământ o grămadă. Oh, redstone, redstone, fier, mine, cărbune. Așa. Bun, deci ăsta este spawn-ul, da, Da. de început. Hai să mergem la Marian. Marian, bineînțeles, o lepră. Aci, trebuie eu să mă depărtez. Sunt numărul 1, mă, nu vezi? Scrie mare pe perete, uite fața mea. Și Așa. fața lui și numărul 1, e Da, boss. deci din moment ce el este un campion, a hotărât să-și facă căsuța fix lângă spawn, ceea ce a însemnat că a trebuit să mă ocup de sincronizarea zi portalului ceva mai mult decât în mod normal.
Ăsta este norocosul, este un Fortune 3 pe el. Da. Și e practic al tuturor. Mai vin eu pe aici când fac rost de redstone sau de diamante. Deci le iei cu silk touch sau? Le iau cu silk touch. Și le pui. Și vin, le pun pe aici și încep cu ăsta, să vedem. E încă aproape nefolosit, deci da. Și trebuie să-l și repar, presupun, nu? Sau? Dacă îl duci jos de tot, mai jos de jumate, presupun că la un moment dat o să trebuiască reparat, dar până atunci, din moment ce nu e folosit decât rar, deși o să vin eu cât de curând cu vreo 4-500 acord de cărbune. Ok. Deci asta e casa lui Marian, nu ne uităm prin cufere ca să nu se ia de noi. Așa, ăsta e Gogu de la cazane. Așa, și-l mai are și pe Nemo aici, stai așa. Care niciodată nu stă cum trebuie, nu știu cum ar trebui să stea. Cred că așa. Bun, acum hai să mergem, dacă toți suntem aici aproape de spawn, să mergem la Casper, care de asemenea Casper la fel de lepră. Să închizi și tu ușa în urmă, te rog. Opa. Da. Cactusul ăla de acolo l-am pus eu la început, ca să fie o mini fermă, ăla de acolo. Mă miră mie ce e acolo. Să, da, tot la fel, să ai de un să iei la început de tot, poate ai nevoie vreodată. Să fie. Să fie, exact. La Casper mi se pare că și-a făcut el un, uite, da, și-a făcut aici un mini pod. Pam, 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 pam. Ultra design. Ce anume? Podul cu design. Ăsta e design? Da. Da, 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 corect, corect. Nenea Casper al nostru se cam plictisește rău de tot, nu prea știe ce să-i facă. Așa că i-am propus să vină să mă ajute cu un proiect de construcție. Uh-huh. Să vedem dacă vrea și dacă reușim să ne sincronizăm și noi. Ce e pe aici, mă? Ah! Nu te uita, nu filma. Aoleu, bineînțeles, să puteam, mă, să puteam, puii mei. Deja s-a făcut noapte, super. Aia e tot ce a făcut el până acum? Da, stai liniștit că mai sunt și alții care n-au făcut aproape nimic. Cof, cof, Rodi, cof, cof, Cătă, cof, cof, Teddy. Așa. Hai să mergem în Nether deja, cred că putem să mergem deja în Nether. Ok. Cu ocazia asta avem... nu ne-am uitat la copacul lui Marian. Copacul? Uite-l, îl vezi? Da. A zis că... Parcă a zis că o să-l dea jos la un moment dat. Da. Eram pe un live stream că el când a început să-l facă și apoi cred că s-a răzgândit. Păi și... Nu înțeleg. Ce? Adică ce vrea să fie? Pur și simplu un copac? A zis că vrea să fie un fel de turn sau cea să poată să vadă tot pe aici. Înțelegi? Aha. Și... După aia scoia să-l dea jos. E bine, mă. Băi, și deci... acolo vedem și pătratul făcut de Rodby, care l-a bubuit Marian cu TNT-ul. Deci ideea este că atunci când un om vrea să fie creativ, nu trebuie să-l judeci. Dacă el vrea să facă ceva și să distrugă, este înspre binele spiritului său creativ. Da. Bun, suntem în Nether Hub. Da, ai dispărut. Am dispărut? Da. Eu parcă te vedem, unde ești, măi? Uite-te. Mă vezi? Nu mă vezi. Nu. Trebuie să mă reconectez? Nu, lasă, hai să mergem, mă, fii atent. Pe aici. Pe, pune, că măsuța asta de lucru. Păi stai că-s peste tot. Aoleu. La puf sau pe unde nu scrie nimic? Pe unde nu scrie nimic. Hai la... Okay. Hai pe aici. Ăsta este portalul lui Marian. Freestyle Road 2. Da. Așa și pe aici. În spatele lui? Sau? Da, treci prin el așa și pe aici mergi și ajungem la Ganicus și în aceeași direcție este și ferma de scheleți / ferma de copaci / ce vrei tu. Înțeleg. Din nou aici trebuie cineva să facă un tunel. Eu nu mai fac niciun tunel prin Nether, am bat piciorul. Păi ce are? E greu? Mi-a luat prea multă la, m-am enervat. Așa, deci ăsta e portalul către fermă, dar nu mergem la fermă momentan. Hai să mergem la Nenea Ganicus. Nenea Ganicus. Îmi place aici că la el, dacă te uiți, e plin de soul sand. Ia să vedem că acum parcă văd că eu nu te mai văd pe tine. Ia.
Și... O vezi? Nope. Perfect. E perfect. Bun. Să știi că nu prea știu. În stânga pe aici știu că s-a apucat el să facă... Adică aici sunt cuferele și toate alea lui. Da. Îți văd numele. Îți văd numele. Treci prin pereți acum. Cât de șmecher. În spatele tău. Dar uite, eu te văd în fața mea pe lângă cățel. Este o fantomă. Creeper, creeper. Hai să-l băbim. Sky în acțiune. Stai că am arcul prost la mine. Mamă, ce l-am nimerit, ești nebun. Aia a fost. Nu știu ce vrei să fac aici, dar nici nu vreau să mă bag că poate nu a postat videoclipul. Știu că e ceva în subteran. Dar mi-e frică să mă bag. Așa, aici pe undeva are el o fermă de, aici cred, de scheleți, de unde scheleți, de păianjeni. Ok. Așa, pe aici stă cu Teddy, dar nu știu dacă și-a făcut Teddy ceva separat sau ceva genul. Mm-hmm. Și Sky lui. Da, e unul care sare 5 blocuri, nu mai știu care e. E și campion. Asta presupun că sunt niște ferme, nu? Ba că oaie, super. Vai de capul meu, dar de ce n-are torțe? Opa. Sau mi se pare mie că nu e luminat? Mi-a dat și găini aici. Păi eu știu. Ce oaie. Așa. Interesant design-ul. A, uite mă, aici a luminat ca lumea, frate. Cu glowstone. Frumos. Și porcușori. Asta e prima dată când ajung și eu pe aici. Vai dacă câți porcușori a putut să facă. Ok. Foarte șmecher. Mi se pare că a pus pe undeva o hartă. Cred că aici la el. Nu știu, nu știu. Bun, hai să mergem la... Unde mergem acum? La... la spawner? Spawnerul ăsta, la aia de scheleți. La ăla de scheleți, perfect. Mergem la spawnerul de scheleți. Ce e totul negru? Bun. Sunt într-o... A, gata. Te văd. Mă vezi și eu te văd pe tine. E bine, om. Foarte bine. Bun. Aici mergem la spawner. Ok. Ia să vedem. Opa. Ok. Mă mai vezi? Nu mă mai vezi. Ba, da. E bine atunci. Bun. Pe coloana asta cu apă urcă scheleții, care este un spawner aici în spatele peretelui ăstuia. Dacă aprindem noi becul, cred că e ceva lag puțin. Dacă aprindem noi becul și ne uităm înăuntru aici. Vezi că e spawnerul acolo, da? Ok, punem la loc și stingem becul. Poc. Ok, vin scheleții, urcă pe tub. Se plimbă puțin până aici și aici pică și de obicei eu îi bat cu o sabie de piatră. Pentru că nu toți sunt la un singur punct, la un punct, știi, să le dai un punct. Da, da, da. Așa, aici o grămadă de cufere. O să și chiar îți recomand să ții niște armură de aici să vezi ce și cum. Eu pe aici mai vin, am armură pe mine majoritatea de piele, știi, și pe aici mai vin și mi-o repar. Mai umor niște scheleți, mai îmi repar armura. Ok. În partea asta niște cărți. În partea asta niște arcuri, dacă vrei să-ți faci un arc. Îți recomand din tot sufletul, dacă vrei să-ți faci un arc de aici sau în general, ca idee. Da. Dacă vrei să-ți faci o armă, prima dată să-i dai nume. Și după aia o combini cu altele, știi? Dar să rămână numele ăla acolo. Da. Pentru... Zi-mă-i, ca să nu ai probleme după aia să trebuiască să folosești 50 de niveluri ca să o repari și oricum nu o să te lasă, o să zică că tu e expensiv. Okay. Nicoval aici. Așa. Asta e ferma de copăcei. Cât timp aștept să se mai strângă scheleți, poți să pui aici niște bone meal. În cufăr ai niște puieți. Pui acolo un puiete, dă dispenserul ăsta cu boni și crește pomul. Pomuleță. Așa, cred că cam atât aici. Iarăși un coș de gunoi. Ăsta ai făcut special pentru Caster, să nu pice înăuntru. Are probleme cu coșul?
Și el și Rodby, din câte am înțeles. Bun, acum hai să mergem înapoi pe drumul ăsta de pietroiala. Să mergem la Puzor. Ar fi o idee, nu? Mai e Puvzor și Pufulete. Puzor, ca să mergem la Pufulete ar trebui să facem rost de un cal. Că el n-are nici drum prin Nether. Da, nu merge decât cu calul. Și nu știu de unde am putea fura un cal. Eu am la mine un cal, deci aș putea să vin cu el. Curam pe ăla lui Maria, nu știu, din fața casei. Și mai am eventual dacă, sau hai că mergem la mine și mergi tu cu căluțul meu și eu merg cu măgarul. Ok. Ești Bă, dotat, ai de toate. cu ocazia asta aș putea să mai luăm, bleh, românește, vorbește, să mai un măgar de acolo din zona lui Puf, lui Pufulete, pardon, pentru că el are măgari în zona aia. Și are și cai, deci poți să-ți iei și tu unul de acolo. Interesant, mi-ai dat și șa, deci facem o combinație. Da. Ai mai fost vreodată la Pufulete? La Pufulete, da. Ok. Ce e chestia asta? O găuică. Găurica găurea. Deci fii atent că aici e nasoală treaba pentru că omul ăsta nu are luminată toată șmecheria. Uleu, ce e asta? Este de 11 pe 11 portalul ăsta. Să avem toți loc. Aoleu, pe unde m-a dat, fraților? Pa. Băi, am avut noroc și am prins zi. E bine. Hai că iar nu te mai văd. Sau încă n-ai venit. Nu, eu te văd. Am venit, dar nu mă vezi, eu te văd. Ia uite, aici a scăpat căluțul. Vino mă înapoi, mă. Pune-te mă aici, mă. Bă, stai mă. Noroc cu tine, Sky, că e aici. Păi nu, că îi scapă în momentul în care intri și încarci ceancurile astea. A, da? Da. Asta e ferma lui de grâu. Te văd în aer. Super tare. Asta e căsuța Ok. lui. Așa. Aici am uitat eu din greșeală. Am venit aici și nu știu, i-am recoltat grâu. Și după aia am stat ca nărodul și s-au despunat toate semințele, știi? Și după aia n-am mai putut să îi le mai plantez la loc pe toate. Da. Și aici ce e? Cam atât are el, uite-mi dau eu seama. Acolo jos de tot. Nu, Ah. să nu apeși butonul că ăla dă Nu, drumul la apăsa apă. nimic. Ce Așa. buton? Niciun buton. Lasă-l. Dar nu văd butonul. Lasă-l că nu e niciun buton. Era un buton acolo. Cam atât Ok. are el, deocamdată. Da, și mi se pare că aici în căsuța lui la subsol are foarte multe tâmpenii. Vreau Sau să văd tâmpenile. nu știu, n-am fost niciodată la subsolul lui. Oh, Ia ce uite, are tare. o cămăruță de enchant. Luminița de la capătul tunelului. Mamă, dar ia ceva Vezi, să ajungă. da. Da, hai să-i punem pe aici. O. Stai așa, stai așa. Mamă, până. Pong! E, altceva. Să se sperie când vine, știi? Cine mi-a pus asta aici? Mă, la coborâm, nu glumă. Cred că da. E Cred că mina s-a lui. apucat de, da, minerit pe aici. Ia uite, are și un furnal aici. Se distrează omul. Bun, hai să mergem acum la mine. Și după aia mergem la Pufulete și cred că cam atâta cu turul. Cu turul! Turul, turul, turul. Durul Vedem care spală turul. magnifica baza Temsky. Aoleu, dar chiar că la mine n-am fost așa, n-am fost. Nu? Și de la mine mergem la mor, mor, mor. Nu te împingă. Și cum vrea mă nene să ieși de Stai, aici? stai, stai. Te urci și apoi închizi ăla, așa. Înțeles, Cu skepsis. înțeles. Ce vorbești, bă, băiatule? Unii în spatele casei e portalul, nu? Da. Bă, portalul ăsta e cât casa. Da. E interesantă ideea, știi că tot 11 pe 11 e, dar l-a făcut cu Da. rotund. Și presupun că da. Trebuie card ăla. Nu cred că e altă metodă să te deplasezi prin Nether. Dacă își pune niște căluți pe aici, că e totuși un al de 3, știi? Sau gheață și să dai cu capul să sari și alin.
Da, eu am preferat metoda cu vagonetul pentru că stau și nu fac nimic, știi? Nu trebuie să sar, nu trebuie să mă deplasez, nu trebuie doar mă urc în vagonet și aia a fost tot. Da. Înțeleg. Ok, să vedem. Înapoi la hub. Ei, în sfârșit, dar și la mine. Bă, parcă mai lasă-mi eu un... Bagă-te tu primul. Mergem în excursie? Da. Pinge, Împinge-te, mă. împinge-te puțin în partea aia. Poți să te împingi singur, mai. Dacă te pune Stai pe că mă și... bate tehnologia. Așa. E grele. Dacă, chiar și dacă îți vine un zombie pigmen în față, dacă te împingi în el, dacă dai de săgețică înainte, treci pe lângă el. Ia uzi, învățăm și chestii noi. Mamă, deci stai că mă enervează asta. Care-i, mă, mâncați sufletul? Până îmi dau seama unde-i sunetul. Aha, acum mi-am dat și seama de ce ziceai tu. De bug-ul ăsta cu sunetul. De la players, măi, fii atent că de la players e. La mine mi-a arătat că e 11% și era 100% când am dat la 11% s-au oprit de tot, naiba. Bun, mergem pe aici. În cuvărul ăsta țin mereu un flint and steel. Ok. În cazul în care, Doamne ferește, se mi se întâmplă chestii. Așa. Oh. A, ai venit deja, dar iar ești invizibil și de data asta ești în podea. Mă rog. Oricum, pe aici eu încă nu mi-am construit mai nimic la capitolul casă. La mine e sub cerul liber. Să nu te iei de zombălău ăsta. Ok. Ăsta e prietenul meu. Și l-ai blocat aici, l-ai sequestrat? L-am blocat, l-am sequestrat acolo pentru că o să îmi fie de folos când o să mă apuc de săteni. Trebuie să mă apuc de săteni. Vrei să faci un sat sau ce? Da. Uh-huh. Bun. Aici jos văcuțele. Văcuțe, oi. Niște oi, porci și acolo unei apă sunt niște găini care nu se randează de la distanța asta. Ok. În partea asta am și eu niște ferme cât de cât să fie toate plantele pământului. Nether Warts. Așa. Ai de tot, asta de centurs. Pentru că ai exact click dreapta. o să trebuiască să-mi fac și o fermă cu mare puf de greu, dar vedem. Da, aici pe găurica asta ajungi în cele din urmă la ferma de slime. Care e gata? Da, e gata primul nivel, după aia off-camera o să mai fac eu. Restul nu-ți recomand să te duci acum acolo pentru că până ieși o să-ți se facă rău. Băi, okay. vreau să facem cu căluții ăștia ca să mergem la pufulete. Stai așa să mai eliberez și eu din inventar. Bine. Ce trebuie să pun eu aici? Trebuie să-mi pun asta. Trebuie să-mi pun la grâu aici. Dar ai de toate pe aici. Păi trebuie să ai de toate, că altceva nu ai ce să faci. Nu i fi pus și o... Ah, și ăsta e... Eu încă nu mi-am făcut coș de gunoi pentru că le arunc pe toate în cactusul ăsta. Interesant, interesant. Vai cât entuziasm poți să ai în tine. Știu. Da. Pac, pac. Și cărbunele ăsta unde să-l mai pun, mă, oameni buni, mă. Nu știu, îl trântesc pe aici pe undeva, la fel și restul, nu? E să-mi iau la mine o jumătate de stack de pietruială, că parcă văd o să am nevoie. Bun, nu știu unde mi-am pus lidurile, dacă mai am liduri. Nu, hai să ne facem niște liduri. Nu ai cai prinși acolo acum? Nu, sunt într-o găurică. Ah. Așa, cred că vreo 3 liduri, 4 liduri, 5, 10 liduri. Vedem. Bineînțeles că mai am nevoie de o bucată de ață. Măgar, ia uite, căluț. Ce vorbești, bă, băiatule? Sunt dotat. Ai aici 2 liduri. În măgar. La măgar erau lidurile! Da. Știam eu că sunt băgate pe uneva. Era imposibil să n-ai, a?
Da. Opa. Luăm și niște gărduțuri. Mai aici două. Opa. Bun, deci tu urcă de pe căluț. Bine. Și fii atent, fii atent. Deci te duci în direcția vest. Ok. Să mă chinui acum să urc cu asta. Pam, 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 pam. Ai grijă să nu mi-l omori. Să nu mi-l omori că ne supărăm rău. Bă, ce făcui, mă? Unde pic al doilea? E la mine. Ai la tine? Pune-l și tu acolo. Sau... L-am luat înapoi? Gata. Let's go! Mergem în expediție. Mergem în expediție. Să nu mi-l omori. Rece, dacă m-a urcat... Dar n-am luat șa. Stai că n-am luat șa pentru... Că aia pe care vreau să-i fur. Să-i fur, să-i domesticesc. Unde e șaua mea? Că nu mai știu unde șelele. Aș deschidea gura, Rece. Cine? Vește la mine, calul. Te place, măi. Ok. Așa, către vest. Bun. El e în deșert sau? Nu e în deșert, e undeva... O să trecem prin deșert ca să ajungem la el. El e undeva la... marginea unui swamp cu un roofed forest. Te distrezi, a? Mă bucur, bă, mă bucur. Eu vin și eu cu măgarul. Măgarul are viteza mai redusă, nu? Măgarul ăsta, da. Dar cu cât are mai multe iteme în inventar, cu atât merge mai greu? Nu știu, chiar nu știu. Ok. Nu cred, dar știu că așa e de când l-am luat. L-am luat în schimb pe ăsta pentru că are viața, a avut viața cea mai mare pe care am găsit-o printre aia de pe acolo, are 14. Ca și căluțul de pe care ești tu acum, de altfel. Parcă avea 14, nu? Da. 14 sace și noaptea să spawneze monștri. Yeee, distracții! Ok, trăim la extrem. Opa. Sper că ai o sabie la tine, nu? Cartofi, pâine. Sabie, ziceam, sabie. Cartofi. Stai că nu mai știu, trebuie să o locolim prin dreapta pe asta. N-am sabie, dar dacă mor cu tot cu cal. Aha, bine. Joacă-te, tu primești de-a mâncați. Mai bine luăm calul Marian. Păi, și te stăteai tu pe aia să-l duci înapoi și cum ajungeai de la Marian până aici? Nu știu. Mă urmărești, da? Ești după mine, da? Da. Mă bucur. Te bucur. Acolo e un sat pe care eu inițial l-am salvat și după aia s-a dus careva... Sau nu mai știu. S-a dus careva și în momentul de față nu mai e niciun setan pe acolo. Sunt morți toți. Și care era treaba? Nena Ganicu s-a explorat toată mapa sau? Cum? Nu, pur și simplu... Da bine, nu mai știu dacă am reușit să-i salvez pe ea de acolo. Chiar nu mai știu dacă am reușit să-i salvez. Înțeleg. Da, mă întrebau oamenii mei în comentarii că de ce salvez setenii. Pentru că e greu să obții un stătean după aia dacă vrei, dă. Așa că salvezi și tu de fiecare dată când ai posibilitatea. Trecem schelete după noi, da? Acum e să vedem pe aici în ce direcție, că nu mai știu. Bun, trebuie să ne ducem înspre ușor, înspre ce direcție? Înspre sud. Acum nu ai vă ții minte. Păi e 1200 cu minus 700, cam așa. Să nu se nece calul. Căluțul prețios. Armurile le găsești, adică nu sunt craftabile, nu? Nu. Aoleu. Prea mulți monștri. Dar oricum, ca idee, nici n-ai nevoie. Ba, în general asta ai făcut să mergi cu el, nu cred că... Adică treci prea repede printre mobi ca să... Aoleu, bă, ești nebun, stai că trebuie să filmez chestia asta. Fraților, ia uite ce am găsit. Oh, oh, oh. Stai că nu mă duc prea aproape că o să se ia de mine.
Deci, vrăjitoarea malefică. Primul nostru witch, prima noastră vrăjitoare în... Nu! Am intrat în cactus. Prima noastră vrăjitoare... Nu! De ce are lag? Nu! Vezi creeperul ăla din spatele tău? Ce creeper? Era un creeper acolo. Prima noastră vrăjitoare spawnată în mijlocul deșertului. Wow, ok. Ok. Asta e din ultimul snapshot, nu? Din ultimul snapshot, da. Vai, deci trebuie să ajungem cumva în direcția aia, nu știu cum să spun. Ocolește, nu, ne-a văzut! Ne-a văzut? Nu știu, fugi! Nu, de ce nu pot să sar? Nu! Opa. Super! Ne-ai mai băgat aici printre copaci. Sper că merită tot drumul ăsta. Da! Ok. Absolut. Vreau să-i văd palatul lui Pufulete. Este complet meritos. Și zici tu că are caip acolo și... Da. Ok. Căluți. Vezi, ai Roofed Forest. Bere, bere, bere. Bara, bara, bara. Ce-mi place că... Ce-am găsit noi aici. Exact, ce-mi place când găsesc câte unul din ăsta în mijlocul. Semn de viață. Trebuie să-l lași aici. De ce? Știe lumea că a trecut cineva pe aici. Da. Gata, acum nu mai știe nimeni. Hai. Ok. Pam param, papara, papam. Și pe aici, pe la pufletul, se spawnează slime-uri? După ani și ani, eu vin la tine, după ani și ani, ajungem la Pufulete, după ani și ani, mă distrez extrem. Ia uite ce avem noi aici. Da, frate, în sfârșit, hai să ne punem măgarul. No. A, ce-am făcut, mă? Bă, stai mă acolo. Calul ăsta a trecut prin multe peripeții cu mine. Da, asta e casa lui Pufulete. Închizi asta în față, așa. Aole, tu observi că omul ăsta aici are material de monștri. Deci uite, aici se spunează, aici se spunează, aici se spunează. Scai omul cu torțele. Crezi că o să știe că eu am fost pe aici? Poate. Îți place casa lui? Da, ești mincher. Nu știu la ce o să folosească ever terasa aia, dar ești mincher. Ca și design. Deci să înțeleg că asta e tot ce a făcut el până acum. Nu e suficient! Doar am întrebat. Frate! Bun, acum hai să mergem să ne luăm... căluți. Căluți. Pe aici puneva. Ei, are și el niște... dar n-am la mine... Ăștia cu morcovi și cu cartofi, nu? Da. Ia uite niște flori din ăștia albastre. Blue Orchid, care ne dă light blue dye. Ok. Floricele pe câmpii. Pum, pum, pum. Uite acolo un măgar. Căruș și vreau căluț. Aici sunt căluți, uite. Căluții. Pam, 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 pam. Ei, are 2 viață asta pe plus. Vreau unul cu 5 pe plus. Eu nu mă percep la chestiile astea, deci... deci are două linii de inimioare, da? Așa. Prima linie are 10 inimioare, da? Și a doua linie are maxim 5. Deci eu caut pe a doua linie să fie 5 inimioare. Deci prima linie standard, adică au toți. Nu, sunt unii care au 9 inimioare. Aha. Deci nu au nici măcar prima linie, știi? Deci unii au mai multă viață, alții sar mai mult, alții alerg mai repede. Exact, și din când în când mai nimeri unul care sare incredibil de mult, are o grămadă de viață și mai și alergă foarte repede. Așa, ideea este că trebuie să stai pe el până îi apar inimioarele alea. Da. Uite, asta de exemplu este, știm că este domesticit pentru că atunci când ai shift click dreapta, îți apare inventarul lui.
Deci acum poți să pui în inventarul lui Shaua și poți să-l controlezi, știi? Pe aia sălbatici, dacă dai shift click dreapta, te urcă pe el, știi? Adică nu-ți deschide inventarul. Ok. Și ca să iei Shaua la fel, shift click dreapta și... Ia să vedem. Ăsta, de exemplu, are 10 viață. Ia ăsta. Tot 10. Ca să deschizi inventarul când ieși pe el, pur și simplu deschizi inventarul tău. Ok. Parcă, da. Sta tot 10. Tu ce ai vrea așa la un cal? Să ai viață mare? Eu, de felul meu, îmi place cu viață mare, dar nu prea mă uit după viteză după asta, dar ideea este că nici nu prea folosesc cai, știi? Da. Eu, na, caii pentru mine sunt de design. Păi aia i-am urmărit, nu știu, mai sunt pe aici. Din câte îmi dau eu seama, pot să forțez generarea de cai noi dacă îi omor pe aia din zona asta, știi? Dar nu vreau să risc. Uite, ăsta are 2 viață pe plus, nu știu, îți găsești și tu. Eu m-am dus să caut... Îl iau pe ăsta cu 2 viață pe plus, să fie. Ia-l pe ăla. Mă duc să caut măgăruș pe aici, să vedem ce are neapufulete. Bun, dragii mei, din punctul meu de vedere, eu vă spun la revedere aici. Da, și eu. Dacă, na, ne-am întins, ca de obicei. Dar cu ocazia asta îl vedem și pe nana Rafael aici cu noi și îl salutăm și l-am plimbat și pe el puțin să vadă ce și cum. Da. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Nu uitați să ridicați o mânuță sau să lăsați un comentariu. Bună seara București, bună seara România, pe data viitoare. Pa!